Pacea Domnului nostru să fie așezată peste noi, peste fiecare. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că am ajuns cu bine în mijlocul adunării dumneavoastră, a comunității dumneavoastră. Am călătorit ieri, am ajuns aseară și cu ajutorul lui Dumnezeu în acest sfârșit de săptămână vom fi împreună, urmând ca luni să mă reîntorc acasă. Vă rog salutări din partea celor din țară, partea Bisericii din Sibiu și din partea celor de la Institutul Teologic Pentecostal din București și dintr-un loc și din celălalt, frații, vă transmit salutări sfinte, har și pace în numele Domnului Isus. Mă bucur să reîntâlnesc pe frați, pe fratele Andrei, pe fratele Daniel, pe mulți dintre dumneavoastră, care suntem prieteni, am avut părtășii în atâtea și atâtea locuri aici, în Europa, România, Statele Unite, cine știe în câte locuri ne-am mai văzut, că pe zi ce trece constatăm că lumea în care trăim este tot mai mică. Nu? Pentru această zi, la această părtășie consacrată familiei, vom aborda o temă pe care o consider de însemnătate. Tema aceasta este inspirată din Cartea Proverbe, capitolul 24, versetul 3 până la versetul 4 și versetul 4. Aș vrea să citesc aceste cuvinte din Biblie. Prin înțelepciune se înalță o casă și prin pricepere se întărește. Prin știință se umple cămările ei și de toate bunătățile de preț și plăcute. Citim și versetul 5. Un om înțelept este plin de putere și cel priceput își oțelește vlaga. Amin. Citind în cuvântul Domnului, în Biblie, pe de o parte și pe de altă parte, observând cum funcționează lucrurile în viața de zi cu zi, în viața de căsătorie, putem observa că viața de familie funcționează bine în măsura în care respectăm niște principii, niște rânduieli. Aceste principii nu sunt dificile, nu sunt nici greu de înțeles. Poate că uneori, din cauza faptului că le neglijăm, e greu să recuperăm ceea ce am pierdut, dar cu Dumnezeu și prin harul Lui totul este posibil. Eu așa am învățat că familia funcționează așa cum Dumnezeu a rânduit-o încă de la creație. El a creat familia, a pus în ea niște reguli și regulile sunt revelate în Biblie. Aceste reguli, dacă le ignorăm, le ignorăm pe socoteala noastră. Nu poți să te bucuri plenar de viața de căsătorie decât în măsura în care respecti regulile pe care Dumnezeu le-a revelat în Biblie. Una dintre aceste reguli este cea legată de manifestarea înțelepciunii sau principiul înțelepciunii în viața de căsătorie. Până la urma urmei, în viața noastră de căsătorie, lucrurile evoluează, se întâmplă, nu după cum visăm noi când ne gândim la ce ne dorim pentru familia noastră, ci se întâmplă în funcție de cum acționăm, de cum ne comportăm, de cum trăim. Dorințele, visele sunt bune, dar dacă nu sunt urmate de acțiuni ferme, de realitate, ele rămân doar vise. Era odată cineva acolo prin părțile noastre care visa mult și irealist și la acțiune era cam leneș. Discutând cu el, am încercat să aducem un pic cu picioare pe pământ, că visele sunt bune, dar se găsesc în mintea unui om care stă cu picioarele pe pământ, ale realizabile. Și cum el era în alte sfere, la urmă a zis, totuși, mai îmi trebuie un argument. Mi-am amintit atunci de ce a spus cândva Einstein, într-o meditație a lui, a zis așa: să nu renunți la visul tău. Continuă-ți somnul. Da. Și cu asta a spus multe. Vorbim astăzi despre înțelepciune în viața de căsătorie. Acum, prin harul lui Dumnezeu, anul acesta am împlinit 23 de ani de când ne-am căsătorit. Mulți înainte. Da.
și dumneavoastră. Unii dintre dumneavoastră aveți mult mai mulți ani de experiență în viața de căsătorie decât am eu. Alții mai puține, că așa vă este vârsta. Da. Dincolo de experiența pe care am acumulat-o, și pentru unul și pentru celălalt, ne stă la îndemână cuvântul lui Dumnezeu. Așa că ceea ce vom împărtăși astăzi, dorim să fie rădăcinat în cuvânt, dar în același timp și, cum se spun, confirmat de viața de zi cu zi, de experiența practică pe care o avem în viața de căsătorie. Aș vrea să observăm, primul rând, aprofundând acest subiect, înțelepciunea în viața de căsătorie, în primul rând să observăm faptul că Dumnezeu ne cere să exersăm înțelepciune în viața de căsătorie. Acest fapt este revelat în cuvântul Domnului în multe locuri. Unul dintre ele este tocmai pasajul pe care l-am citit. Proverbe, capitolul 24, versetul 3. Prin înțelepciune se înalță o casă și prin pricepere se întărește. De bună seamă că nu e vorba aici, în primul rând, de construcție, în sensul de locuință, casă cu sensul de locuință, ci este vorba de casă cu sensul de familie. Citi așa, prin înțelepciune se înalță o familie, relațiile din sânul unei familii și prin pricepere se întărește. Înțelepciunea este foarte importantă când este vorba de edificarea căsniciei, a familiei. Cuvântul Domnului ne arată că femeia, soția, trebuie să manifeste înțelepciune în sânul familiei, în relația de căsătorie. Proverbe 14:1. Femeia înțeleaptă îți zidește casa, iar femeia nebună o dărâmă cu însăși mâinile ei. Observați, vă rog, femeia înțeleaptă își zidește casa. Adevărul e că dacă e ajutată de un bărbat înțelept, sporul la zidirea casei este mult mai mare. Când e vorba de dărâmat, omul, că e femeie sau bărbat, se pricepe să dărâme și singur. Nu? O femeie înțeleaptă zidește casa. Vă rog să băgăm de seamă, stimate surori, că întărirea unei familii, zidirea unei căsnicii, în lumina acestui cuvânt, este condiționată de rolul soției. Femeia înțeleaptă își zidește casa. Dacă familia dumneavoastră se găsește unde se găsește, este responsabilitatea dumneavoastră. Nu. Nu trebuie să spunem, nu e rostul meu și rostul meu. Și soțul și soția are un rol, femeia înțeleaptă îți zidește casa. Nu numai femeii se cere să exerseze înțelepciune în căsătorie, ci deopotrivă și bărbatului. Ascultați ce găsim în 1 Petru capitolul 3, versetul 7. Bărbaților, purtați-vă și voi la rândul vostru cu înțelepciune cu nevestele voastre, dând cinste femeii, ca unui vas mai slab, ca unele care vor moșteni împreună cu voi harul vieții. Deci, în acest loc din Scriptură, soților li se cere să se comporte mânați de înțelepciune în deciziile lor, în faptele lor, în acțiunile pe care le întreprind, în relația, în felul, în atitudinea pe care o au față de soție, ei trebuie să exerseze înțelepciune. Coloseni 3:16 este un alt loc din Biblie care pune împreună, de data aceasta, pe toți membrii familiei, spunând așa, cuvântul lui Dumnezeu să locuiască în voi, din belșug, în toată înțelepciunea. Acum, acestea sunt câteva din textele din Biblie în care ni se arată că principiul înțelepciunii este cerut de Dumnezeu în vederea trăirii în lumina Lui, atât în dreptul soțiilor, cât și în dreptul soților. Acum că am așezat baza biblică acestui principiu, principiul înțelepciunii, haidem în al doilea rând să încercăm să definim înțelepciunea. Ce este de fapt înțelepciunea? Ce să exersăm în viața de căsătorie? Cum să înțelegem înțelepciunea? Dincolo de faptul că sunt încredințat, că știm cu toții răspunsul la această întrebare, haidem să ne reamintim câteva repere principale. Prin înțelepciune aș propune să înțelegem acea capacitate înaltă, capacitate superioară, de a înțelege adâncimea lucrurilor, de a judeca în profunzimea lor.
Înțelepciunea este cumpătare, este prudență, este moderație. Înțelepciunea este spirit de prevedere. Înțelepciunea este arta de a lua decizii corecte. Înțelepciunea este capacitatea de a privi lucrurile în perspectivă, de a vedea dincolo de imediatul prezentului. Înțelepciunea este acea putere interioară, e o minune, e un dar de la Dumnezeu, în baza căruia știi ce trebuie să faci astăzi, ca viitorul pe care ți-l dorești undeva mâine, poimâine, la anul, să fie îndeplinit, să fie atins. Înțelepciunea răspunde la întrebarea ce trebuie să fac azi, ca mâine, să fie bine. Înțelepciunea îți răspunde la întrebarea ce preț e de plătit acum, ce să investesc acum, cum să acționez acum, ca dorințele pe care le am, planurile pe care le am, viziunea pe care o am să fie îndeplinită. Înțelepciunea este diferită de cunoaștere. Unii oameni confundă înțelepciunea cu cunoștința. Cunoștința răspunde la întrebarea ce știi tu, ce informații deții, asta este cunoștința. Înțelepciunea răspunde la întrebarea ce știi să faci cu ce știi. Sunt oameni care au multă informație și puțină înțelepciune. Dețin informații pe care nu le știu folosi. Nu știu să le pun în aplicare. Înțelepciunea e acea capacitate, acea lumină interioară dată de Dumnezeu. Ea vine de la Dumnezeu, în baza căreia știi ce să faci cu ceea ce știi. Da. Deci, cu alte cuvinte, înțelepciunea este puterea de a privi în perspectivă. Îngăduiți-mi, vă rog, un exercițiu de imaginație care va ilustra perfect sensul înțelepciunii. Imaginați-vă, vă rog, un exercițiu de supraviețuire. Imaginați-vă doi bărbați tineri, zicem, care se prind la oaltă în acest exercițiu de supraviețuire. Amândoi sunt puși pe o insulă pustie și pentru amândoi sunt puse la îndemână în mod egal resurse. Să zicem că li se pune la dispoziție 20 de saci de grâu. Imaginați-vă așa exercițiul nostru. Fiecare primește ca resursă 20 de saci de grâu. Cu un obiectiv, cu această resursă pe care o aveți, să vă gestionați viața, să vă organizați prezentul și viitorul, în așa fel încât să supraviețuiți cât mai mult cu putință. Altceva nu primiți decât asta. Folosiți ce aveți ca să supraviețuiți cât mai mult. Chipuiți-vă că unul dintre acești concurenți, să zicem, a crescut într-o mare metropolă, învățat în inginerie, mai ales în informatică, în calculatoare, tot stăpânește în domeniul ăsta. De altfel, viața lui n-a ieșit din oraș, n-a văzut un lan de grâu, nu știe ce e aia sapă, nu știe cum crește un pai, cum se face un spic, habar n-are. În schimb, stăpânește arta ingineriei și a tehnologiei perfect. Primind tema, repede, caută el un soft sau dacă nu există, îl produce, cu un obiectiv. Cât ar trebui să consum mai puțin ca să supraviețuiesc cât mai mult? Și de aici rezultă o rație de care trebuie să se țină cu strictețe. Pentru el sfârșitul este previzibil. Știe ce are de făcut și cam anticipă și rezultatul. Atât a putut. Ce are. Pe partea cealaltă, al doilea, zicem, este un fecior fermier crescut la țară, din copilărie lângă tăticul său, lângă bunicul său, a fost la câmp, a săpat pământ, a pus grâu, a cules grâu, știe bine cum funcționează treaba asta. Primul lucru pe care îl face, dă o tură în jurul insulei și reușește să identifice o bucată de pământ cu față către soare și își dă seama că aici ar fi rost de recoltă bogată. Când închide ochii și se uită la pământul acela nedefrișat, nelucrat, când închide ochii, el și vede cum se mișcă așa în vânt lanurile de grâu și se apucă de treabă. Pregătește locul, sapă pământul, cearcă să-l afâne, să facă tot. Lângă el, așa imaginați-vă, sub umbră, la umbră, sub un palmier, stă inginerul nostru cu rația. Uită la el și zice, băi, țărane, ce faci acolo?
Lasă că o să vezi tu mai încolo. Ce o să văd? Vezi că fiecare gest, fiecare efort suplimentar consumă calorii. În final, caloriile rezultă în grâu. Și tu, dacă așa cum faci și te-ai pornit, salut, ai pierdut concursul de mult. Lasă, o să mai vedem noi, a zis omul nostru. Toată, imaginați-vă, vă rog, disprețul care ar putea să apară în inima omului nostru, care nu înțelege ce face fermierul. Multă lume de pe margine nu prea pricepe sensul înțelepciunii în viața de căsătorie. Râde copios de cel care se sacrifică văzând în viitor rezultatul. Da, închidem paranteza asta. Scandalul a fost la culme când fermierul nostru s-a dus la sacii lui cu grâu și a luat de acolo, în poala hainei, măsuri multe și a început să le arunce pe brazdă, una după alta. Atunci celălalt a zis, asta e prea de tot, nu se poate așa ceva. A interpelat pe colegul lui și a spus, vreau să te întreb ceva. Dumneata, ce mănânci? Răspunsul omului a fost, grâu, pâine din grâu. Și atunci, de ce renunți la grâu? Păi tocmai pentru că îmi doresc mai mult. Stai, dar nu face sens. Da? Adică, viața ta depinde de grâu și tu spui că dacă renunți la grâu, obții mai mult grâu. Păi nu face sens. Sens face foaie verde de dai n-ai. Ia nu da să vezi cum ai. Și neînțelegând rostul acestei acțiuni, omul nostru s-a plecat în brază să culeagă bob cu bob de acolo, să mai recupereze ce se poate, la care celălalt trebuie să vezi de treaba ta. Stai în locul tău, că o să mai vedem ce se întâmplă la vară. Între timp a venit iarna cu greutățile ei. În timpul acesta, fermierul nostru a suferit că la îndemână avea resurse puține, dar repede a venit primăvara și vara și acum, când celălalt avea cam pe terminate toate, omul nostru îi spune, hai cu mine un pic să-ți arăt ceva. Și acolo erau lanuri copte și din seceriș, în loc de un bob, s-o strâns 100. Și acum omul nostru spune, vezi care-i înțelepciunea. Adică trebuie să știi de un an înainte ce ai de făcut, ca următorul an, în sezonul cu pricina, să obții ce visezi tu să ai. Acum, dacă vrei să culegi grâu, la ce trebuie să renunți când sameni? La grâu. Dacă dorești porumb, la ce trebuie să renunți ca să obții mai mult porumb? La porumb. Principiul semănatului este foarte simplu. Recolta depinde de natura seminței și de dimensiunea investiției. Aducând asta este înțelepciunea până la urmă. Această putere de a te desprinde de ce îți dorești ca să obții înapoi dublu, triplu, însutit, exact ce îți dorești. Asta e înțelepciunea. Acum, aplicând la viața de căsătorie, îi întrebăm pe oameni, vrei să fii fericit? Da, cum să nu vreau să fiu fericit? Vrei să fii iubit? Cum să nu? Cine nu vrea să fii iubit? Vrei să fii înțeles? Aleluia! Cum nu? Vrei să aibă soția răbdare cu tine? Vrei să? Da, toate astea le vreau. No, dacă le vrei, fă bine să le așezi sub brazdă. Dă-le morții. Lasă vină pământul peste ele și o să descoperi că în timp ce aceste dorințe ale tale mor, vor rodi. Și vei primi înapoi exact ce îți dorește. Și atunci, ca să întoarcem problema, practic, ia fiind așa. Cine vrea să fie fericit, să facă bine înainte de a fi fericit, să fericească pe celălalt. Vrei să fii înțeles? Înțelege și ca răsplată vei fi înțeles. Vrei să fii slujit? Slujește și ca răsplată vei fi slujit. Ăsta e principiul înțelepciunii. În viața de căsătorie funcționează bine, stimați familiști, în măsura în care acest principiu simplu este aplicat. El
este ilustrat de Domnul Iisus într-o cuvântare superbă consemnată în Evanghelia după Ioan, vorbind despre moartea sa, despre învierea care va urma și despre slava care vor urma aceste învieri. Domnul Iisus a zis așa: dacă bobul de grâu nu moare, rămâne singur. Dar dacă moare, aduce mult rod. Este exact principiul înțelepciunii. Cugetați, vă rog, la bobul de grâu. În bobul de grâu este pâinea lumii întregi. În bobul acela este viață. Bobul vrea să trăiască. Strigarea lui este: vreau să trăiesc. În contextul acesta, Domnul zice: cine vrea să scape viața, o va pierde. Dar cine o va pierde, o va câștiga. Doamne, cum? Iată cum. Exact ca bobul de grâu. Dacă nu-i pus în brazdă, dacă nu moare ca să crească din el spic, rămâne singur. Amintiți-vă că Domnul, văzând că familia, înainte să fie făcută Eva, văzând că Adam este singur, Dumnezeu a zis: nu-i bine ca omul să fie singur. În împlinirea acestei nevoi a omului, Domnul a făcut familia și a pus împreună doi. Ca un arc peste timp, să citim în contextul familiei Ioan 12. Dacă bobul de grâu nu moare, rămâne singur. Deci poți fi în casă doi, dar fiecare singur, dacă nu înveți să mori precum moare bobul de grâu. Și aici este ce spuneam, lecția înțelepciunii. Haideți să vedem, că am definit înțelepciunea, să vedem în partea a treia a cuvântului nostru, partea practică a lui, cum se manifestă înțelepciunea practic în viața de familie, în viața de căsătorie. Am selectat dintre domeniile vieții de căsătorie 5 domenii, să zic, mai relevante, care ar putea să fie abordate astăzi. În primul rând, relația cu Dumnezeu, apoi relația cu biserica, apoi viața materială a familiei, cum se manifestă înțelepciunea în viața materială a familiei, ceva despre relația cu copiii și, cu intenție la urmă, relația dintre soți. În toate aceste 5 domenii, cum operează principiul înțelepciunii? Am înțeles, e simplu. Sacrificiul de sine determină succesul de mâine. Bobul de grâu, dacă nu moare azi, mâine e singur. Ca să aibă viitor, trebuie să moară. Da? Principiul altruismului, a sacrificiului, a acționării în prezent, cu jertfă, cu lepădare de sine, cu hotărâre, cu fermitate, ca viitorul să fie apoi așteptat. Asta este înțelepciune. Haideți să vedem cum operează, să luăm mai întâi domeniul vieții de viața spirituală, relația cu Dumnezeu. În relația cu Dumnezeu, cum operează principiul înțelepciunii? Cuvântul Domnului spune așa: frica Domnului este începutul înțelepciunii, dar nebunii nesocotesc înțelepciunea și învățătura. Da. Deci, înțelepciunea are ca start frica de Dumnezeu. Prin urmare, din rațiuni de căutare a folosului propriu, a fericirii proprii, vom căuta să avem frică de Dumnezeu. Să manifestăm în casa noastră frică de Dumnezeu. Din rațiuni de înțelepciune, în familie vom citi cuvântul Domnului. Citiți Biblia, citiți-o împreună, citiți-o împreună cu copiii dumneavoastră, memorați Scriptura din rațiuni de înțelepciune. Rugați-vă lui Dumnezeu în familie. Eu am o vorbă: cine se roagă împreună, rămâne împreună. Rugați-vă lui Dumnezeu împreună în viața de familie. Deprindeți-vă acest exercițiu să vă rugați Domnului la oaltă. Cine se roagă împreună, rămâne împreună. Se vor ruga copiii, rugați-vă Domnului în comun în familie. Este foarte frumos să ne rugăm în comun. Dar puteți să vă rugați Domnului și pe rând. Adică să auziți pe ceilalți cum se roagă din familie și ei să vă audă pe voi. Veți observa că rugăciunea făcută în felul acesta, dincolo de dimensiunea relației cu Dumnezeu, sudează și relațiile dintre voi. E un fel de comunicare între noi, de purtare a poverilor. Și asta sudează familia. Funia se împletește în trei. Mai ușor se împletește când ne rugăm unul după altul.
Am descoperit frumusețea acestui mod de părtășie în familie și câteodată este presărat și cu umor. Mai povesteam aici cu frații de o situație când a venit pandemia aceasta peste noi. Eu, un om înainte și acum așa, tot pe drumuri și încolo, încoace, unde e chemarea și lucrarea lui Dumnezeu. Școala de la București, mai multe alte responsabilități și tot pe drumuri. Soția mai zicea, Nelu, mai controlează un pic situația asta. Și am căutat cât am putut să controlez lucrurile. Da, acum când a venit pandemia, la bază, toată lumea. Trecut o lună, ne rugam Domnului acasă, mie mi-a căzut tare bine, Domnul să mă ierte că mi-a căzut bine, da. Într-o rugăciune pe care am făcut-o noi acolo în familie, s-a rugat și Laura și în rugăciune, printre altele, a zis: Doamne, vindecă omenirea de pandemie, îndepărtează acest virus de peste oameni, iar pe mine te rog frumos să mă ierți că îmi pare bine că l-ai lăsat. Că mi-ai lăsat și mie om în casă. Am deschis ochii, m-am uitat la pufnit în râs. Și am zis, asta e pentru mine, așa e, asta nu e pentru Domnul Iisus. Zice, da, e pentru tine asta. Părtășie. Ne apropiem și de Dumnezeu, ne apropiem și unul de celălalt. Țineți minte, pacea cu Dumnezeu a fiecăruia din familie rezultă în pacea familiei. Dacă ai cu Dumnezeu pace, asta va rodi în pace dintre tine și soțul tău, soția ta. Când pacea noastră este frântă cu Dumnezeu, imediat se vor vedea rezultatele în pacea familiei. Și atunci, din rațiuni de înțelepciune, eu vreau să am în pace în casa mea. Eu vreau să am liniște în casa mea. Îți dorești asta în casa ta? Îngrijește-te atunci de relația ta cu Dumnezeu. Soția, spre exemplu, a observat că dacă eu mă rog între, cum să spun, avem acolo acasă, trag eu ușa după mine, unde stau și în birou, unde lucrez, ea știe când mă rog acolo. Ea a observat, când Nelu se roagă, când iese de acolo de la rugăciune, îi mai amabil decât media, mai săritor, nu trebuie să-i spun, din inițiativa lui, vede, face pe acolo, mă ajută, peste medie, dacă se roagă peste medie este și amabilitatea lui. Și apoi, cum nu mai știe, zice, du-te tu acolo și mai roagă-te un pic. Adică e simplu, pacea ta cu Dumnezeu te încarcă cu resurse de putere, de înțelepciune, de imaginație, de disponibilitate ca să zidești pacea familiei. Simplu. Și atunci, când ai grijă de relația ta cu Dumnezeu, rămânând în cuvânt, rugându-te, implicându-te în lucrul lui Hristos, făcând ceva pentru Dumnezeu, dăruind pentru Dumnezeu, realizezi că toate acestea se întorc înspre binele familiei tale. Exact ca fermierului vremea secerișului. Așa se întâmplă. În adunarea noastră am băgat de seamă că cele mai frumoase, sănătoase familii pe care le avem sunt și acelea care se țin de Dumnezeu mai bine. Asta am băgat de seamă la noi. În anii care au trecut de slujire pastorală, Domnul m-a chemat în lucrarea lui de tinerețe. Am avut 22 de ani când a fost ordinat păstor. Acum am împlinit 48, deci a trecut 26 de ani de slujire pastorală. În anii aceștia am văzut destul de lucruri și cum funcționează asta în viața oamenilor. Da? Dar să lăsăm acest domeniu și să mergem la al doilea, care cumva se întrepătrunde cu primul. E vorba de relația cu biserica. În ce privește relația cu biserica, iarăși rostul înțelepciunii este cât se poate de important. Să împărtășesc o observație. Am văzut așa că avem în biserici tineri care înainte de căsătorie sunt foarte implicați în tot ce înseamnă biserică. Îi vezi în adolescență la grupele de la școala dominicală, pe aia se mută la tineret, prezenți la cor, prezenți la fanfară, prezenți prezente în cor de fete dacă este, tot felul de activități, unde e biserica sunt și ei prezenți. Foarte frumos. Vine căsătoria. După ce se căsătoresc, unii încep să se focalizeze pe viața de căsătorie și slăbesc implicarea în viața bisericii. Ba, nici nu-i mai vezi la adunare, decât sporadic.
merg încolo, încoace, călătoresc în lung, în lat, vizitează. Și când stai de vorbă cu ei, știi, nu te-am mai văzut la adunare, ce-i cu tine? Am învățat că în viața noastră Dumnezeu e pe locul 1, familia e pe locul 2 și biserica pe locul 3. Deci o teorie frumoasă de mizerabilă. Nu găseam cuvântul. Dumnezeu pe locul 1, familia pe locul 2, biserica pe locul 3. Păi stai, nu-i biblic să le pui în ordinea asta. Biblic e să spui Dumnezeu și atât. Dumnezeu pe tronul vieții mele. Inima unui om nu-i ca un podium cu 3 locuri. Asta e fals. Inima unui om, podium cu 3 locuri. Asta e din concurs, de la olimpiadă, nu din Biblie. În inima omului, după Biblie, este un singur loc. Nu 3. Locul 1, 2, 3. În concurență, cu invidia la de pe locul 3, pe ăla de pe locul 1. Nu e așa. Este un singur loc. Unu. Și acolo este fie Dumnezeu, fie altcineva. Când Domnul e pe locul 1 în inima ta, Dumnezeu îți va cere în situații de viață să pui biserica, să zic așa, Dumnezeu să spună, practic, acum biserica trebuie să aibă prioritate. Sau altă dată, Dumnezeu zice, practic, acum familia ta are prioritate. Că așa guvernează cine e pe tron. Eu așa am înțeles viața. Și acum vine omul nostru structurat în minte de acest model secular cu niște ierarhii, să vedeți cum își găsește logică să-L arunce pe Dumnezeu în periferia vieții lui. Că familia e pe locul 2, Dumnezeu pe locul 1. Și au zis, acum hai să avem timp de calitate, să avem grijă de relația noastră, timp de calitate. Bun. Foarte frumos, să aveți timp de calitate, părtășie, să aveți grijă de relație dintre voi. Sunteți o familie tânără, până și în Biblie zice că în primul an de la căsătorie nici la oaste nu se ducea. Era țara în război, nu era înrolat în armată. Interesant. Adică interesul național este subordonat interesului familiei. Țara fără familie sănătoasă nu-i bună de nimic. Asta e logica. Hai să investim în sănătatea familiei și țara va avea viitor. Asta e logica acelui text. Bun. Acum, timp de calitate. Și ce să facem cu timpul? Cum să facem rozele? Păi simplu. Duminică dimineața, când biserica este la oaltă, noi să petrecem la un cafea prelungită, târzie și prelungită, până după amiază. Timp de calitate. După aia ne mai ducem nu știu unde, la un restaurant, și biserica să rămână pe nu știu unde. Și încet, încet, înțelegând că viața comunității și a bisericii este pe alt loc decât cel al familiei, oamenii constată că, de fapt, l-au detronat pe Dumnezeu și și-au otrăvit relațiile de familie. Ține minte ce spun. Nu spun cu aroganță, ferească Dumnezeu, cei care mă cunosc știu că am slăbiciune, dar aroganță nu. Eu am ajuns la o concluzie. Familia are nevoie mai mare de biserică decât are biserica nevoie de familie. Nu e aroganță. Înțeleg că biserica este formată din familii și că fără familie biserica nici nu e biserică. Înțeleg bine. Dar luat așa la scară mică, familia ta și familia mea are mai mare nevoie de biserică decât are biserica nevoie de familia ta. Biserica aceasta este formată, nu știu câte sute de familii. Biserica din Sibiu are vreo 400 de familii, poate peste un pic. Da. Da. Fără una, biserica se duce înainte. Nici nu-i simte lipsa, ca tot unitar. Dar unul fără biserică se prăpădește. Deci, eu așa zic, familia mea are nevoie de părtășia bisericii mai mult decât are nevoie părtășia bisericii de familia mea. Eu trebuie să fiu acolo, să mă hrănesc. A zice așa, aplicând, mâna asta a mea are mai mare nevoie de corp decât are corpul nevoie de mână. Normal că pentru corp mâna este o binecuvântare, dar dacă se întâmplă să fie amputată mâna, corpul merge înainte și ciung. Dar mâna fără corp moare. Înțelegeți cum e logica?
Și atunci vin și gândesc așa, mă, eu am nevoie să mă duc la biserică duminica. Eu am nevoie să fiu la rugăciune când e rugăciune. Familia mea, copiii mei, viitorul, fericirea noastră, visele noastre, depinde cât de strâns ne ținem de biserică. Ne separăm de biserică, pierim, ne destrămăm, ne destructurăm. Pierderea și paguba va fi a noastră. Chiar dacă pe termen scurt pare că e, ce știu eu, un folos, că n-am fost la adunare, pe termen lung pierde masiv. Deci, asta e principiul înțelepciunii. Am un coleg la institut, este păstor, era foarte implicat în viața bisericii ca păstor și la școală ca dascăl, mai primise și responsabilități la nivelul comunității regionale și într-o zi, așa povestind cu el, îl întreb, mi-l dragă, spune-mi, cum faci față? Te descurci cu câte poveri și responsabilități ai? La care el îmi spune, el nu-i ușor, dar să știi, mă țin de lemn. Mă țin de lemn. Zice, știu că nu înțelegi, dar ți explic cum e. Și noi am fost mai mulți frați la părinți. Dacă nu mă înșel, 11 băieți și o fată. Și eu am un geam. Și tata nostru a fost un om înțelept, un om cu frică de Dumnezeu, și ne-a învățat din micuți și pe noi cu munca, cu sacrificiu. Și eram destul de mărunții când, într-o toamnă, așa, târziu, a adus niște lemne de foc pentru iarnă. O mașină le-a descărcat în fața casei și din uliță, din stradă, trebuiau mutate în curte. L-a chemat pe un vecin să-l ajute și cu noi, și aveam vreo 6 ani, 7 ani, frățiorul meu, eu zis, mă băieți, să ne ajutați și voi să mutăm lemnele. Că dacă mă ajutați, la sfârșitul zilei vă plătesc. Uite, eu țin un capăt, unchiul vostru de capătul celălalt și voi de la mijloc. Mă ajutați și la seara vă primiți plata. Bine. Toată ziua am cărat lemne cu tăticul. Unchiul ținea de un capăt, tata de capătul celălalt și noi micuți de la mijloc. Și dacă ne împiedicam, ca să nu cădem, strângeam așa lemn în brațe. Și cum eram mici, mai venea câte o groapă, așa ne țineam de lemn când ne duceau pe sus. Și toată ziua am cărat lemne și când i-a fost mai greu, ne țineam de lemn. Așa e, frate Nelu, și cu slujirea, îmi zice Emil. Țineți minte, dacă vă veți implica în viața bisericii, se va întâmpla în viitorul familiei dumneavoastră că vor apărea situații când o să vă țineți de lemn. N-ai cum să înțelegi cum funcționează asta dacă nu te lași guvernat, dacă nu primești credință în baza principiului înțelepciunii. Păi fermierul acela, agricultorul acela se desparte de ce lui mai drag pe lumea asta. El vrea recoltă. Viziunea lui, visul lui, planurile lui este să secere bogat. Și acum trebuie să arunce exact grâul pe care și-l dorește. Dar el știe că nu o face pe degeaba. Asta e înțelepciunea. Vom reuși oare? Deci credința cu care seamănă agricultorul trebuie să fie credința cu care porți tu poverile în biserică. Și când le porți, vei secera cum seceră fermierul. Da. Adică de aia ia-ți copiii și implică-i în slujire în biserică. Și vei descoperi că în timp ce le este greu, poverile pe care le poartă îi transportă pe ei. Și așa facem oameni. Oricum, eu am ajuns la o concluzie. Simplă, ca bună ziua. Seara, fiecare om e obosit. Și cei harnici și leneși. Toată lumea seara e obosită și vrea să doarmă. Și dacă ai trudit, și dacă n-ai trudit. Da? După un anumit număr de ore și lucrătorul și leneșul e flămând. Și după un anumit număr de ani și cine lenevește și cine trudește, îmbătrânește. Și viața ți se duce și dacă nu faci cu ea nimic. Implică-te în relația cu Dumnezeu, în viața bisericii și îți vei da seama în cursul anilor că toate ți se întorc ție cu un plus mare. Asta e înțelepciune.
Dar să luăm și alte domenii. Am spus că vom aborda și alte domenii. Ar fi în cele ce urmează domeniul legat de viața materială. Ei, și aici înțelepciunea își are cuvântul ei. Spre exemplu, aș lectura în această cheie câteva versete din Biblie, în mod deosebit cartea Proverbe. Proverbe 10, 4 la 5. Cine lucrează cu mână leneșă, sărăcește, dar mâna celor harnici îmbogățește. Cine strânge vara este un om chimzuit, dar cine doarme în timpul secerișului, seceratului, este un om care face rușine. Deci, cu alte cuvinte, înțelepciunea te învață să vezi în perspectivă. Apoi, chestiuni legate de planificare, de programare. Auziți, vezi-ți întâi de treburi afară, îngrijește-te de lucrul câmpului. Proverbe 24 cu 27. Vezi-ți întâi de treburi afară, îngrijește-te de lucrul câmpului și apoi apucă-te să-ți zidești casa. Cât tâlc în acest cuvânt. Imaginați-vă un om care are și-a pus în minte să-și facă o casă nouă. Este un vis frumos. E captivat de atingerea acestui vis. Muncește din greu pe șantierul casei. În timp ce lucrează la casă, fără să-și dea seama, a venit sezonul însămânțatului pământului. Lumea a ieșit cu plugurile pe hotar, da, acum cei care ați crescut în țară, aveți imaginea asta, așa, dar și pe aici, că și aici oameni, viața e la fel. Călătorind din loc în loc și din țară în țară, mi-am dat seama în cursul vremii că toți suntem la fel pe dinăuntru. Așa e, oameni. Bun, cam indiferent de cultură, într-o mici variație, dar pe dinăuntru tot cam aceeași. Da, toți plângem și râdem, da, și visăm în limba noastră. Întorcându-mă, deci, oamenii au ieșit la semănatul pământului. Dar omul nostru cu casa zice, n-am vreme să mă duc acum, că tăsător stâlpi la casă. Lasă-mi pace că ar săptămâna viitoare, să amân greu peste o săptămână, să pun coperișul pe casă acum. Și pe nesimțite, sezonul însămânțării pământului se duce. Târziu omul zice, acum să mă duc și eu. Când te-ai dus tu în ogorul tău, pe holda vecinului, porumbul e atâta. Când ar fi la toamnă vremea să se coacă a tău, o dat înghețul. Și pe tine te-a apucat sărăcia și ciudat. Ai muncit la fel de mult ca și celălalt. Numai că n-ai făcut lucru la timpul lui. Că nu ai ținut cont de acest principiu simplu. Vezi-ți întâi de treburi afară. Îngrijește-te de lucrul câmpului. Și apoi apucă-te să zidești casa. Cine spune acest cuvânt? În viață, Dumnezeu a rânduit un sezon potrivit pentru activitățile omenești. Înțelepciunea te învață să vezi sezonul și să-ți rânduiești bine prioritățile. Că de nu faci asta, vei păgubi. Cum s-ar aplica în viața omului modern, să zicem? În Sibiu sau în Kitchener? Copiii mărunți. A de la biserică de mici. Că de noi înveți de mici, când îți mari nu le mai place. Educația are o vreme a ei. O discuție cu niște picioarași de la noi de acolo la Sibiu. Nu mai mă duc la școală. Ce întrebă mie școală? Mă duc să fac bani. Bine, mă, dar unde te duci să faci bani? Mă duc că mă plătește cu 250 de lei pe șantier. Și ce trebuie să faci acolo? Mut cărămizi dintr-o parte alta. 250 de lei la sfârșit, frate. Nu mă mai interesează bacalaureatul. Mă, nu-i bine. Nu-i bine. Ia, ține-te bine de școală. Investește în educația ta. Da, dar eu vreau să fac bani. Mă, o să vină și ăștia. Dar deocamdată vezi de lucru câmpului. După aia apucă-te de casă. Unul m-a ascultat, cinci nu. Peste 10 ani, cei cinci erau tot la mutat cărămizi
și celălalt era deja șef peste ei. Nu. Adică există o vreme, poți să recuperezi în viață, te trezești într-un final. Am avut studenți care și-au luat bacalaureatul la vârsta de 40 de ani și-au venit la institut student. Da, au putut recupera. Dar niciodată, după ce ai pierdut câteva recolte, este mai greu. Deci sunt exemple din viața reală și anume dumneavoastră ca părinți. Trebuie să vedeți în viitorul familiei dumneavoastră, copiilor dumneavoastră și să îi împingeți pe drumul pe care e bine să meargă, nu pe scurtături. Da, este principiul înțelepciunii. Apoi, hai să luăm tot din zona asta vieții materiale, o chestiune foarte, cum să zic, contemporană sau o problemă cu care ne confruntăm în zilele noastre. Problema împrumutului, împrumutului bancar. Așa e structurată viața că te condiționează cumva. Dacă este să aduni bani până când să ai destui să-ți faci o casă, constați că devii bătrân și n-ai casă. Și atunci trebuie să accesezi un împrumut. Întrebarea este cât e de înțelept să jucăm această carte a împrumutului și până unde? Normal, vom zice, nu iese, eu dau lor cu datorii cu tot și am plecat. O iau de la capăt. Poate fi un calcul care iese. Celor mai mulți nu le-a ieșit. În privința vieții administrării banilor, în familia noastră am decis să ne conducem după două principii simple ca bună ziua. 1. Nu cheltuim mai mult decât câștigăm. Nu cheltuim mai mult decât câștigăm. Și 2. Întâi ne câștigăm pâinea, apoi o mâncăm. Asta am învățat de la menoniți. Dumneavoastră aveți în zonă multe comunități. Întâi câștigăți pâinea, apoi mănânc-o. Adică să nu fii bogat pe datorie. Trăiește echilibrat, mulțumește-te cu cât ai, fii harnic, fă economie. În partea asta cu economie, iar avem două principii simple. Câștigăm, să zicem, 100 de lei, dacă vreți, dolari. 10 sunt ai Domnului. Deci dăm zeciuială. Dăm zeciuială, o aducem la biserică. Dacă dumneavoastră vreți să faceți altfel, este treaba dumneavoastră. Dar am constatat în ani că zeciuiala îi sămânța aia de semănat. Da? Tata, primăvara, toamna când culegea, strângeau cartofii de pe câmp, punea deoparte, separat, undeva, într-un loc, bine demarcat, cartofii de sămânță. De ei nu te atingeai. Ăia dădeau recolta din următorii ani. Da? 10% banii Domnului, îi aducea la biserică. Și 10% economie. Da? O formulă simplă. 10% merge într-un fond de economii. Da? O zice cineva, dar ce faci tu cu 100 de lei? Că am un salariu mic, fac o economie de 100. Ce faci tu cu 100 de lei? Și răspunsul meu a fost, nu știu ce faci cu 100 de lei, dar bănuiesc ce o să te faci dacă n-ai 100 de lei. Da? Adică, gândirea asta, să îl cinstesc pe Dumnezeu, fac fondul de rezervă și ăia 80%, dacă v-ați întrebat, stimați frați, ce să faceți cu ei, dați-i pe mâna nevestelor. Nu. Și așa ele știu că sunt al lor. Nu. Nu știu dacă sunteți de acord cu mine, dar veți vedea că în viața de zi cu zi lucrurile în familie se așează diferit de la o familie la alta. În sfârșit, revenind la problema asta cu cum să ne administrăm financiar, pe partea de împrumuturi, aș sugera să ne îngăduim acele împrumuturi care țin de nevoile noastre esențiale. N-aș vedea înțelept să împrumutăm pentru vacanțe. Cineva la noi se ducă în vacanță și de unde am luat credit? Ca să ne ducem în insulele, nu știu care. S-ar fi dusă și pe lună dacă găseau bilet. Da. Mare, mare prostie. Să te duci în vacanță pe credit e o mare prostie. Nu faceți asta. Da, dacă e vorba de
cumpărarea unei locuințe, da. Și mai încă ceva. Nu știu cum e la dumneavoastră sistemul, dar în România, când te duci să aplici pentru un împrumut, de la bancă îți calculează câți bani îți pot da ca tu să fii în stare să-i returnezi. Bănesc așa și la dumneavoastră. Dar când vă duceți la bancă, dumneavoastră sunteți oameni credincioși, când vă duceți la bancă, banca spune, poți împrumuta 100 de mii de la noi. Dumneavoastră să spuneți, mie îmi dai 80 de mii. Păi da, domnule, poți să iei 100 de mii. Mă, mie îmi dai 80. Păi da, de ce? Simplu. 10% e partea Domnului. O să tai, când o să apese pe tine creditele, o să tai partea Domnului. Ai mâncat sămânța de semănat, ai pierdut sezonul. Rămâi anul viitor lipsit de binecuvântare. Și 10% la economii. Da, că și eu vreau să merg cu nevastă la un restaurant. Nu să fiu sclavul tău 30 de ani, doamnă bancă. Îmi trebuie un fond de rezervă. Asta te învață înțelepciunea. Și lucruri simple, țin de cumpătare și de capacitatea de a privi în perspectivă. Că bine o zice cineva, creditul la bancă e bun de două ori în viață. Când îl iei și când te scapi de el. Numai atunci te bucuri. La început și la sfârșit. În rest, nu. Să ne ducem și spre al patrulea domeniu. Cel legat de copii. Mai avem vreo 10 minute? Expoziție? Da, că am înțeles că urmează și un dialog după aceea și să avem vreme și pentru dialog. În ce privește relația cu copiii, cuvântul Domnului în Proverbe 22:6 spune așa: învață pe copil calea pe care trebuie să o urmeze și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. Și vă rog să observați forța, capacitatea, claritatea părintelui de a privi în viitorul îndepărtat al copilului său. Când va îmbătrâni copilul? Păi nici tata, nici mama nu-s bătrâni acum. Dar se vorbește în acest text despre bătrânețea copilului. Și părintelui se spune așa: pune în inimioara lui de micuț, pune în inimioara lui cuvântul, învață-l calea pe care trebuie să o urmeze și această cale, acest cuvânt așezat în inima lui, nu se va dezlipi de el până la bătrânețea lui. Va opera, va crea reflexe. Uite, în adunarea noastră, acum la Sibiu, vine un domn, persoană însemnată în orașul nostru, a zis că vrea să se întoarcă la credință. Sta de vorbă cu dumnealui, cum ați găsit biserica? Și îmi zice el, bunica mea a fost credincioasă și vacanțele le-am petrecut cu dumneai la țară. El e o vârstă cu mine. Acum îl cercetează cuvântul. O femeie mult mai în vârstă a venit să se boteze. Sora Elena, cum ați găsit biserica Emanuel? Și îmi zice ea, frate păstor, dumneavoastră nu erați născut pe lume când umblam eu la biserica asta. În casa părinților mei s-a format. Și pe la 15 ani m-am dus în lume. Dar eu mi-aduc aminte și acum de rugăciunile, de stăruințele, de atmosfera, de prorociile care erau în casa noastră când s-a fondat biserica. Apoi m-am măritat în lume, m-am dus și acum Domnul m-a cercetat și uite că vin apoi. Asta e viața. Pune în inima lui cuvântul. Nu zi nu înțelege, că înțelege. Adă-i tot din rațiune înțelepciune la biserică. O discuție cu familiei de la noi. Copiii mei sunt neliniștiți. Plâng acolo, se agită, nu pot asculta predica din cauza lor. E confortabil, se lasă acasă, mergem pe rând, se duce soția la un program, mă duc eu la celălalt, stăm pe rând cu copiii acasă, venim pe rând singur la biserică și de acasă punem pe online și avem grijă așa de noi. Și ca să fie bine și pentru biserică, frate, că frații nu pot asculta, nu o să-i agitați copiii. Foarte mult greșiți. Pe copiii voștri trebuie să-i aduceți la biserică, le-am spus, nu pentru voi, ci pentru ei. Nu ca să ai tu confort, tu n-ai nevoie, el are nevoie, de la aici. Și dacă m-a agitat, mai plânge, om înțelege.
că așa ca biserică am zis preferăm să auzim scânticetele copiilor și să fim deranjați de prezența și agitația presupusă de prezența copilașilor decât mai târziu să fim deranjați că e liniște de mormânt. Lasă, așa e viața. În biserică viața trebuie să fie ca într-o casă. Da? Că e o comunitate. Și trebuie să avem această perspectivă. Adă-l pentru el, nu pentru tine. O vecină de acolo mi-a arătat o sticlă, cum a toamnă, mai ceva vreme în urmă, nu anul ăsta. O sticlă așa, de sticlă, are, și în interiorul e o pară întreagă, în sticlă. Cum ai băgat-o acolo? De azi primăvară încoace. Când o dat jos floarea, am băgat acolo cu codița în gâtul sticle și o crescut înăuntru. O luat forma sticlei. Așa și cu copilul. Ia încearcă să pui tu para crescută singură pe ramă în sticlă. Ajunge până la urmă, bucăți compot. Da? Dar înțelege ce spune acum. Și atunci, în relația cu copiii, din rațiuni de înțelepciune, cu un sacrificiu programat, aduceți-i la adunare. Și o să crească în Domnul. Și o să constatați că și dumneavoastră vă țineți de lemn. Da, vă țineți de lemn. Când vii mai greu, vă țineți de lemn. Că mai auziți și dumneavoastră câte ceva, mai să faci o rugăciune, mai pe între vorbele de la mama și copilul, mai lipește câte o vorbă de ureche. Din rațiuni de înțelepciune, întipăriți în inima copiilor dumneavoastră hărnicia, simțul responsabilității, frica de Dumnezeu. Tot de la prietenul meu, Emil, mi-a povestit că într-o iarnă, acolo la ei, în sat, el a crescut în Simeria, la școală. Emil Meștereagă, pot să spun despre el vorba, colegul meu de la școală. Într-o iarnă, s-a spart o conductă cu apă, de la frig, a crăpat o țeavă și a inundat curtea. Cum a venit frig peste noapte, dimineața au fost ca un patinoar. Toată curtea, școli, bucuria copiilor, vacanța de iarnă, haide-mi, fericiți, dărdeluși pe acolo, voie bună. Copiii, cea Emil, ne-am dus la tăticu, erau cu săniuțe, cu patine, ce numai noi n-aveam patine. Ne-am dus la tati, tati, cumpără-ne și nouă niște patine, uite copiii au, noi n-avem, cumpără-ne și nouă. Tăticu a zis pe copii, uite care-i treaba, rugați-vă lui Domnul Iisus să vă dea patine, că vă dă dacă vrea. Și încă ceva mai trebuie să faceți. În pod am porumb. Am umplut un coș mare cu porumb, sfărmați coșul ăla cu porumb, luați boabele de pe ștuleț, așa, și când e gata coșul cu porumb, atunci aveți voi să vă duceți la joacă. Iar cu patinele, vă rugați lui Domnul Iisus. Da? El, dacă vrea, vă dă și aveți voi să mergeți la joacă după ce ați sfărmat coșul de porumb. Șase feciori, unul așa, unul după altul. Nu era mult de lucru ca să termine un coș cu porumb. Da, grăbiți la joacă, ce unul mai mărișor dintre noi, bă, băieți, ascultați la mine, tata nu știe, hai să numai până la mijloc facem porumbul și îl umplem cu vârf înapoi și plecăm mai uite la joacă. Bine, așa au făcut. Tătec, au văzut că s-o da jos cam repede din pot. Și ați făcut cum? Astea, da, tate, bă, dar e plin, l-am umplut pentru mâine. Bine, mă, copii, Domnul cu voi, mergeți la joacă. Și-au trecut luni, marți, au făcut sâmbătă și au început și săptămâna aia la altă și tot așa au făcut și vacanța era pe terminate. Tati, dar patinele, mă, rugați-vă la Domnul Iisus și la joacă după ce ați terminat coșul cu porumb. Bine. Mai într-un târziu, copiii, măi, nu ne ascultă Domnul Iisus, ne rugăm degeaba și nu ne dă patine. Ce facem? Și unul a zis, poate că-l mințim pe tati de aia. Hai să nu-l mai mințim, să sfărmăm până jos coșul și fie ce-o fi. Și au început să dea până la fundul coșului. Și acolo pe fund, jos de tot, două perechi de patine, nouă-nouțe, puse de o săptămână jumate de tăticu. Nu. S-au coborât din pod, nici voie bună, nici chef de joacă. Ce-ați pățit, tati? Și atunci eu mi l-am luat o decizie. Nu voi mai minți niciodată.
Vezi așa? Ca să ai claritatea asta, într-o situație de criză, vezi că minciuna a intrat în casă la tine. Cum o scoți afară? Ce faci? Lumina aia dată de Duhul să facă acest gest practic, asta numai Duhul Sfânt. De aia zic că înțelepciunea aceasta e de la Dumnezeu. Și un tătic și o mămică de social. Și se exersează așa. Eu mă gândesc că Duhul Sfânt pe care l-am primit și care ne călăuzește în adevăr, ne va arăta în situația specifică de viață în care ne găsim ce e de făcut. Nu trebuie să imităm pe cineva, ci doar să, cum să spun, urmăm principiul. În ce privește relația dintre soți, cu intenție am lăsat la urmă acest domeniu, înțelepciunea capătă forma iubirii. Din rațiuni de înțelepciune iubești. Și forma respectului. Tot din rațiuni de înțelepciune demonstrezi respect. După părerea mea, iubirea nu se rezumă la trăiri emoționale. Oamenii superficiali, din lume sau din biserică, din nefericire și în biserică, putem să găsim oameni superficiali, asociază, rezumă înțelesul iubirii la lumea sentimentelor. Bau! Tânără soție, au zis, dar eu nu pot să poruncesc inimii. Cum adică nu poți să poruncești inimii? Păi ce om ești dacă nu poți să poruncești inimii? Păi mea ta ești condusă de poftele inimii? Păi Biblia zice, îți poruncesc să iubești. Păi dacă iubirea ține de sentimente, cum poate fi cuantificat într-o poruncă? Porunca nu o păzești cu sentimente, o păzești cu voință. O voință fermă, bună, o alegere fermă, o decizie și disciplină apoi. Și așa formezi caracterul. Sigur, lumea sentimentelor nu o lăsăm pe din afară, ci doar o punem pe raftul mai de jos. Că pe raftul de sus este voința, e legământul, e credincioșia, e ascultarea, e determinarea. Da? E frica de Dumnezeu. Și atunci spune... Din frică de Dumnezeu îmi iubesc nevasta, din legământul făcut, aleg să fiu credincios, e drept că m-a enervat acum. Da. Dar mai mare e legământul decât nervii mei. Și nervii ăștia îi pun la cruce și zic, te rog să mă ierți. Inima soției este flămândă după iubire, inima soțului este flămândă după respect. Stimate soții, dacă vă veți respecta soții, veți realiza că sunteți soții iubite. Este același principiu. Renunți la greu, primești înapoi. Da. Demonstrați respect, demonstrați iubire și vi se vor întoarce. Deci acesta ar fi, zicem, în relația dintre soți. Și dacă este să aplicăm mai practic lucrurile, principiul înțelepciunii ne învață să vorbim între noi frumos, să comunicăm. Acolo spune, vorbiți între voi cu psalmi, cu cântări de laude, cu cântări duhovnicești. Nu cred că suntem îndemnați aici să aplicăm literal, adică să memorăm pasaje din Scriptură pe care să le reproducem apoi în dialogul nostru, așa, o vorbire din asta ca la biserică. Sau nu știu, poate nu chiar ca la biserică. Vorba unuia, a plouat rău noaptea, bătut vânt, s-a descoperit casa și a început să plouă în bucătărie. Și soția, care s-a dus să facă mai dimineață ceva treabă acolo, zice, dragul meu, plouă în bucătărie. Și el dă o replică din Psalmul 20:1. Să-ți asculte Domnul ziua necazului. Ioane, tu trebuie să repari, lasă pe Dumnezeu. Are altă treabă acum, tu trebuie să repari acolo. Da? Adică sunt probleme care nu se rezolvă cu rugăciuni, se rezolvă cu brațe. Dumnezeu răspunde rugăciunilor prin brațe. În principiu roagă-te și lucrează. Da? Deci vorbiți între voi frumos. O situație legată de comunicare. Un scenariu. Imaginați-vă o situație de ispită în căsătorie. Soțul s-a purtat un pic neatent, să zicem. Neatenția lui suprapusă cu ultrasensibilitatea dumneavoastră a dat o combinație aiurea. Și s-a lăsat cu ceartă. El a trântit ușa după el și s-a dus. Soția, așa, imaginați-vă că a rămas cătrânită. A măritat cu ultimul om de pe fața pământului. Tătia le-a întunecat scenarii în minte. M-a plecat neisprăvitul ăsta.
Și supărată și frustrată sună telefonul. E Maria, vecina. Ce mai faci, Ana? Păi ce să fac? Hai până la mine la o cafea. Și te duci. Și cum ești deja pe piciorul stâng, începi și zici, de-a tău, vrute și nevrute. Ana te aude, sau mă rog, mă cheamă pe vecină și te învață, dacă e femeie serioasă și cum se cade, te învață la bine, dacă e altfel, te învață la rău, oricum de acolo cu învățătură pleci. Cum îți deschizi gura, cu învățătură pleci. Este să ții minte, când deschizi gura, pleci cu învățătură. Ai grijă la cine deschizi gura. Și atunci, după ce trece toată treaba, îți dai seama că ai făcut o greșeală. Mai bine tăceam din gură, că după ce te-ai descărcat, începi să vezi altfel lucrurile. Dacă s-a făcut ora 1, te apucă dorul de nemernicul ăla care a plecat azi dimineață, că-l iubești. El te iubește. Dacă mai trimite și un mesaj că-ți cer iertare, deja nici dai și uitat. Vine acasă cu un buchet mare de flori, îți ceri iertare, îl ierți, vă împăcați, totul e frumos. Dar am o întrebare pentru dumneata. Din mintea vecinei tale, cum scoți tu numele rău și vorbele zise de bărbatul tău? Cum? O să spun cum. Nici cum. Nici cum. Și atunci nu-i mai cu minte să spălăm rufele în casă? Și dacă chiar nu mai este apă, duceți-vă la păstor. Vorbiți cu oameni în credere. Și asta ajută, cum să spun, la sănătatea familiei. Deci din rațiuni de înțelepciune. Luați decizii împreună. Noi în casă la noi, de exemplu, am făcut o hotărâre mai de mult. În decizii hotărâm la oaltă. Și în problemele majore, probleme care se leagă de viața de familie, fiecare are dreptul de veto. Așa ne-am organizat noi familia. Dacă dumneavoastră vreți să faceți altfel, puteți încerca, dar după 23 de ani de căsătorie, spun, așa funcționează. Da. Drept de veto. Ce înseamnă asta? Să zicem, vrem să ne cumpărăm o mașină. Zicem, vrem să ne cumpărăm o mașină. Discutăm și hotărâm împreună. Eu nu fac surprize neveste mie aducându-i o mașină nouă, nouță la poartă și pe credit, pe cardul ei. Na. Asta nu se face. Ok, dacă ești așa de bogat încât pentru dumneata o mașină face cât pentru mine acest pix, fă-i cadou, n-am nimic de zis. Fă-i la fratele Andrei. Dar înțelegeți ce spun? Nu-i bine să facem surprize care să coste după. Luați decizii împreună. Și noi avem această regulă. Dacă nu avem consens, dacă nu suntem amândoi de acord, nu facem nimic până nu suntem amândoi de acord. Dacă iese bine, e succesul nostru. Dacă iese rău, e crucea noastră, vina noastră. Și gata. Nu avem pe cine da vina. Dar suntem împreună. Ce facem? Funcționează mai bine. Deci, un cap de familie înțelept va face soției lui parte, că de-aia ajutor potrivit, în luarea deciziilor. Na. Știți gluma aceea cu cel care stătea sub pat în casă când vinea nevastă sa. Și a zis că în casă el stă unde vrea. Și unul mai rafinat a zis, în calitatea mea de cap de familie, am delegat responsabilitățile soției mele. Na. Acum, genul ăsta de abuz, stimate surori, vă rog frumos, abțineți-vă tot din rațiuni de înțelepciune. Na. În locul, în nișa vieții de căsătorie rânduită de Dumnezeu pentru dumneavoastră, funcționați cel mai bine. Schimbați palierul, e ca și cum ai luat piese de la Mercedes-ul, pui la tractor. Strâci și Mercedes-ul, strâci și tractorul. Na. Cine tractorul, cine Mercedes-ul, să decideți dumneavoastră. Ok. Apropo de această comparație, cineva a zis că femeia este ca un Mercedes. Și o zgârietură se vede. Bărbatul e ca un tractor. Merge și în trei roate. Și pe drum și pe câmp. Da, așa, cu resemnare, bărbatul a zis, tot mai bine din noi decât ele, că în timp ce ele au un tractor în ogradă, noi avem un Mercedes. Da.
Și aș încheia cu un gând, tot în lumina înțelepciunii și a relației dintre soți, în mod deosebit pentru bărbați acest gând. Un bărbat, în general, un bărbat funcționează, cum să zic, se împlinește prin proiecte și funcționează dacă are față un proiect. Trebuie să aibă ceva pentru ce se lupte. Țineți minte, stimați soți, relația este mai importantă decât proiectele. Familia este mai importantă decât proiectele. Unii bărbați au investit atât de mult în proiecte, de altfel dedicate familiei, încât n-au mai avut timp pentru familia pentru care dedica proiectul, ca la urmă să constate că au rămas singuri cu proiectul. Încercați un echilibru. Iar apoi pentru dumneavoastră, stimate surori, dacă bărbatul dumneavoastră are proiecte, nu-i bine. Dacă n-are proiecte, iară nu-i bine. Păi hotărâți-vă. Ați înțeles ce am spus eu acum. Să vă încurajați omul să muncească. Și prin vorbele dumneavoastră încurajați-l să vină și acasă mai iute. Că dacă acasă are o pară mălăiață care străpezește gura și o lămâie de aia acră, mai stă la lucru un ceas. Înțelegeți? Nu. La noi au venit chiar în primul an de căsătorie, am primit vizita unui prieten bun. Ne suntem prieteni și acum. Ei erau căsătoriți, aveau și copii, au fost și la nunta noastră și au zis să ne fac o vizită, să vorbească cu noi. Ne-au zis despre asta, că proiectele sunt mai presupuse relației, subordonate relației. Și ceva din experiența lor de familie ne-au povestit. Mi-a rămas în minte până azi, deși au trecut 22 de ani. Vezi că la începutul căsătoriei lor s-au mutat dintr-un oraș în altul, era și primul an de căsătorie și anul acela a fost complicat. Serviciu nou și pentru ea și pentru el, provocări, toate astea, timpul pentru familie a rămas destul de puțin. Au tras linii, au făcut socotel, la momentul bilanțului ea a zis, dragul meu, parcă mi-aș dori anul viitor să fie mai bine, să încercăm cumva să organizăm lucrurile încât să nu neglijăm părtășia noastră și relația dintre noi. La care el îi zice, draga mea, să știi că ai dreptate și eu m-am gândit la asta, îmi pare rău că n-am reușit să gestionăm bine lucrurile, dar acum s-au așezat treburile, îți promit că anul viitor o să fie mai bine. Anul viitor a venit cu provocări suplimentare. S-a născut un copilaș, a primit alte responsabilități în stânga, în dreapta, situațiile au fost complicate, niște crize și ele apărute nu știu cum, care au cerut timpul lor. Și la momentul bilanțului, soția îi spune, dragul meu, cum ne-a fost vorba? Uite, n-a fost mai bine ca anul trecut, a fost tot cam așa, dar nu mai bine. Ai zis că o să fie mai bine. La care el îi zice, draga mea, au trecut 2 ani, crede-mă că am greșit anul trecut, dar acum te asigur, anul viitor va fi mai bine. Știm ce avem de făcut. Și a venit anul nou cu provocările lui. La momentul bilanțului, soția îi zice, cum ne-a fost vorba, dragule? Păi, ascultă-mă, zice, 3 ani de căsătorie s-au dus, îmi dau seama cum e viața, îți fac o promisiune fermă. În veșnicie o să fie mai bine. La care ea, soția, i-a dat o replică memorabilă și a zis așa, dragul meu, știu că în veșnicie va fi mai bine, dar aș mai vrea să știi ceva. În veșnicie nu vei mai fi soțul meu. Opa! Acolo să fim ca îngerii. Nu se însoară, nu se mărită. Căsătoria este pentru acum. Și dacă știm să împletim relația cu proiectele, proiectele vor fi mai de succes. Și relația va străluci mai tare. Amin. Mulțumesc pentru atenția dumneavoastră. Prima aici. Nu. Frate Andrei. Eu am pus ieri pe grupul bisericii un mesaj, dacă ar fi fost întrebări de abordat.
Mă gândesc că lucrurile sunt foarte bune, că n-au fost întrebări, o singură întrebare, și las atitudinea fratelui Nenu dacă veți vrea să abordați întrebarea care v-am spus așa dimineață. Întrebarea era: de ce Dumnezeu îngăduie în anumite familii copii cu o frecvență poate mai deasă și la alții poate cu pauze mai lungi? De ce Dumnezeu face în felul acesta? Să fratele Nenu să abordeze cum va gândi. Alte întrebări n-am primit din partea dumneavoastră ca să le putem discuta. Dacă va vrea cineva să pună întrebare în liber, poate o face aici, nu știu dacă aveți așa de mult curaj să o faceți, dar dacă veți vrea, veți putea să puneți o întrebare. Fratele, nu puteți să abordăm întrebarea? Problematica ridicată este una complicată și complexă. Ea poate fi văzută și trebuie să fie văzută din perspectiva suveranității lui Dumnezeu, dar și din perspectiva liberului arbitru, credințat de Dumnezeu oamenilor. Dumneavoastră a spus așa întrebarea, de ce, sau mă rog, cine a pus-o, de ce sau cum se explică faptul că unor oameni, unor familii, Dumnezeu le dă copil an după an și altora cu pauze, în secvențe de ani după aceea. Ați mai putea adăuga, de ce altora nu le dă deloc? Asta face parte tot din filmul vieții. Că noi nu avem copii și... Cea mai grea întrebare pe care eu am primit-o din partea soției mele a fost întrebarea, Nelu, de ce unor prostituate care trăiesc în nelegiuirea lor le dă copii și apoi merg și fac avort? Și nouă nu. Răspundeți la întrebarea asta, dacă puteți. Da. Odată m-a și provocat, zicând... Uite, Isaac s-a rugat pentru nevastă sa. Și Dumnezeu l-a ascultat, poate ieșit-o. Am rugat, postit, a făcut ungere cu un de lemn, omenește, am făcut tratamente, tot ce se putea, și nu s-a întâmplat nimic decât așteptări. Am avut și prorocii. La anul, pe vremea asta, zice Domnul, să ai un fecior, parte, zice, trecut anul și nu s-a întâmplat nimic. Cineva ar putea zice, dar n-ați împlinit condițiile. Adică tot pe noi dați vina, prorocii, cu îndrăzneală mai mare decât trebuia. Că nu-ți ajunge necazul, că mai și de după tine. De ce? Părerea mea, în lumea în care noi trăim, ca să iau asta întrebarea, această întrebare, de ce unul e bolnav și altul e sănătos? De ce unul are copii și altul n-are? Și interesant este, știu cupluri care în dorința lor de a avea copii au făcut sacrificii enorme. S-au supus unor suferințe inimaginabile, soțiile acelea, intervenții, tratamente, cheltuieli, de toate. A apărut la orizont această posibilitate, fertilizare artificială sau fertilizare in vitro, sau de pe margine o sări cu gura 10, 15, ce? Asta e păcat, asta. Și atunci eu de pe margine, care înțelegeam mecanismul și frustrările din suflet și logica eticii creștine, am zis o vorbă. Cine-i în căruță să se abțină să dea sfaturi cum să merge pe jos? Adică din vârful căruței, cu 5 copii lângă tine, nu spune tu cum trebuie să umble pe jos ăla desculț, cum să se ferească de pietre. Înțelegeți măsura lucrurilor și opriți-vă unde-i granița. Și mai cu minte. Da. Și când vă împărtășiți bucuriile, v-aș îndemna să o faceți cu cumpăt. Pentru că bucuria dumneavoastră poate să facă o rană teribilă în alt suflet. Mărturisea la noi, un frate, cum Dumnezeu l-a vindecat mămica la rugăciune. Foarte frumos! Foarte frumos! Dar o neglijat faptul că alaltăieri am îngropat mamă de la 6 copii. Pentru care ne-a rugat și am postit și au rămas 6 copii orfani. Domnul ne-a vindecat pe mâinca. Ții un pic grijă în atenție când îți proclam biruințele și să nu faci povestea mai frumoasă. Avem ispita asta să o facem mai frumoasă. Ne place să triumfalizăm. Să mai punem că e mai slava lui Dumnezeu mai mare dacă pun și o minciune de la mine lângă. Arătând că a fost altfel. Deci pledoarea mea este să
ținem linia adevărului, a decenței și în bucuriile noastre să nu uităm de cei care plâng. Asta e ideea. Da? Și atunci o să fie închegată comunitatea. Torcându-mă la subiect. Trăim într-o lume în care operează principiul păcatului. Plata păcatului este moartea, a zis Dumnezeu. Corpurile noastre se degradează lucrând în ele lucrarea morții. Îmbătrânim. Principiul acesta al păcatului, cum să zic, reflexele, lucrarea păcatului, corpul nostru încă n-a fost răscumpărat, chiar dacă este templul Duhului Sfânt. Răscumpărat n-a fost. A fost, este al lui Hristos, dar n-a fost răscumpărat în sensul aduce așezării lui în slava aceea pe care o are trupul învierii. Pavel așa zice, Dumnezeu va schimba trupul stării noastre smerite și îl va face asemenea trupului slavei sale la înviere. Dar nu a fost încă învierea. Purtăm în noi trupul păcatului, cu degradările lui. Și de-aia e boală. Și la om bun și la om rău. La unul s-a născut poate cu un handicap la un picior. Altul cu un handicap, alta la ovare. Nu poate avea copii. Da? Unul cu un ochi cu probleme. Un bărbat cu impotență. Căsătorit, nu avem copii. De ce? Principiul păcatului. Nu te tângui, nu te compara, nu-ți compara necazul cu altul, du-ți tu crucea, fii liniștit pe drumul tău. Și nu uita, este viață veșnică. În tot ce faci, umbli cu frică de Dumnezeu. Și să asculți de El. Deci, eu așa am înțeles că trebuie să ne raportăm la imperfecțiunile vieții. Și să nu uităm că în lumea asta s-a întrupat Iisus și că El a murit pe cruce pentru noi și că a pus în față speranța învierii și a desăvârșirii noastre, inclusiv în partea trupească, prin, mă rog, înviere. Da, sau intervine prin miracol. De câte ori n-am văzut minunea lui Dumnezeu ca răspuns la rugăciuni, un fel de lucrare a învierii înainte de înviere. Da, asta ar fi minunea, lucrare a învierii înainte de înviere. Dumnezeu dă miracol. În cealaltă secvență, de ce unor familii le dă mai mult și la alte mai puțin copii, din nou, e foarte greu de răspuns. E foarte greu. Să vii și să zici, păi n-au vrut să primească copiii de aia. Unii au 10 și alții 3, că ăia care au numai 3 n-au vrut să primească 7. De unde știi tu că e așa? Poate că e așa. Poate că nu e așa. De unde știi tu? Din start, întrebarea este pusă greșită. Întrebarea se aruncă într-o zonă în care nu avem răspunsuri. Înțelegeți ce spun eu acum? Fiecare cuplu trebuie să decide în dreptul lui care e răspunsul. Tu trebuie să-ți răspunzi întrebării de ce n-ai mai avut copii, ce ai făcut să n-ai sau să ai. Nu poți să faci din asta o normă pentru oameni și să spui din cauza asta și din asta și din asta. Că ce se potrivește unei nu se potrivește celuilalt. Și mai cred că există o libertate de alegere. Avem dreptul să decidem. Multe din răspunsuri se găsesc aici. Așa a decis familia. Acum, dacă Dumnezeu e de acord cu familia sau nu, este alt subiect. Și nici aici nu-i cu minte să te bagi de afară. Nu știi tu ce-i în casa altuia. E cu minte să stai deoparte, să-ți duci pocăința și credința, să ai grijă de calea ta, de familia ta, să faci ce ți se cere ție și ce crezi tu că este în voia lui Dumnezeu pentru tine și ai grijă să fii în Scriptură în ce spui și abține-te să judești pe altul. Uite, eram în Phoenix, Arizona, o discuție asemănătoare cu aceasta. Și acolo s-a vorbit despre copii. S-a întrebat cum e cu copii. Fratele păstor a zis, uite, avem aceea o familie care are 20 de copii. Să spune ei cum e. S-a ridicat în față această familie, o familie, nu-i spun numele, acum o familie, o respect foarte mult, suntem prieteni. Și fratele a zis așa, noi așa am ales să trăim. Așa am înțeles că e voia lui Dumnezeu pentru noi și așa am decis să trăim. Și ne-am abținut toată viața și judecăm pe alții dacă au făcut altfel. Judecătorul fiecare este Dumnezeu, nu-i treaba noastră. Da.
Și așa, în fiecare an Dumnezeu a rânduit pentru noi să avem copii și când ne-a dat sănătate și putere, o să avem. Și a venit un an, a zis, eu am un argument că asta a vrut Dumnezeu pentru casa noastră. Un argument. A venit un an în care am plecat, fugit din România, trecut granița, să vin în Statele Unite. Și în intervalul acela de timp am fost separat de familie. Soția a rămas cu copilașa acasă, eu am fost în Statele Unite, după un an familia s-a pus împreună. Și în următorul an Dumnezeu ne-a dat, a zis el, gemeni, ca să umple gaura lipsă. Am râs toți. Și asta e experiența noastră de viață. 21 sau 3 de copii, nu mai știu. Da. Asta e experiența noastră. Dar ce țin minte, că a zis acest frate și mi-a rămas întipărit în minte, noi așa am vrut să trăim. Așa ne-a plăcut și am simțit că de la Dumnezeu pentru noi să trăim. Cum trăiesc alții, nu e problema familiei noastre. N-ați crede că e mai înțelept să punem așa problema? Domnul să mulțească copiii noștri, să le dea sănătate, să crească mari, să fie credincioși. Și dacă un cuplu n-are, nu-i înțelept să vă băgați. Câte nu mi-am auzit și eu în cursul anilor. Adică nu mi-ajungea mie cruce, mai trebuia să iau și ocările de la unii și la alții care aveau minte cât o cismă. Iertați-mă că zic așa. Nu. Nu-i cu minte. Și ține minte un lucru. Roata se învârte. Cum faci, ce se face. Undeva într-un viitor nedefinit, mai aproape sau mai departe, o să pățești cum ai făcut. De aia apelul meu este la decență, la frică de Dumnezeu, la cumpătare, da, în relații, când ne punem în evidență biruințele, să o facem cu echilibru, când ne plângem necazurile, să o facem tot cu echilibru. Până la urmă, ce tăneți mior că e atât? E chiar așa cum ne plângem. Nu? Vorba sașilor din Transilvania. Lasă-l, că are el mai mult decât slădină în traistă. Știi și dumneata cum e. E adevărat, ce principiu este? Cine plânge bine să vindecă bine. Alot, devii un plângător de meserie. Nu. Soția mea, noi în familia noastră, așa ne-am vindecat, acceptând că drumul lui Dumnezeu pentru noi este acesta. Ne-am acceptat situația, am acceptat că sunt lucruri care nu se schimbă și că noi suntem chemați să-L slujim pe Dumnezeu în niște situații care nu se schimbă și că slava noastră este asumarea acestei condiții și urmarea drumului lui Dumnezeu în acești termeni. Așa am înțeles. Da. Și asta ne-a ajutat să ne eliberăm de amărăciune. Pentru că ai și varianta cealaltă. Să te autocompătimești, să te smiori, că să te plângi, să nu-i corect, să te compari. Sfârșitul drumului este previzibil. Decepția, depresia, amărăciunea, suferințele care se amplifică. Partea cealaltă, cealaltă variantă, acceptare cu maturitate, ăsta mi-e drumul, mă duc înainte, închid dosarul, îl pun pe raftul lui Dumnezeu, când vrea să-și aducă aminte de mine, știu unde să mă afle și eu îmi văd de drum în condițiile astea. Puterea lui Dumnezeu se arată în slăbiciune de săvârșit. Îi zic într-o zi la ure, mai nemult, auzi, draga mea, iată, și zice, oare de ce nou ne-a fost așa scris, îmi zice. La care eu zic, auzi, nu ți-aduci tu aminte că Avram avea 100 de ani? Și Sara 90 când și-a adus aminte de ei, dar dacă și de noi. La care zice, auzi, vezi că tu nu ești Avram și eu nu sunt Sara, să ne vedem de măsura noastră. Și nici nu trebuie să vină în lume niciun popor mesianic, că ce-a fost rânduit să fie rânduit s-a făcut de mult, noi să ne vedem de ale noastre și de crucea noastră și de avea milă Dumnezeu de noi, surpriza o acceptăm cu bucurie și de nu, o avut destul milă de noi să-i mulțumim în genunchi toată viața. Și gata. Păi nu-i mai bine să-ți numeri biruințele decât să te uiți numai în oglinda eșecurilor sau poate nici nu sunt eșecuri, da? A neîmplinirilor. Da. A fost o întrebare lungă, adică nu, răspunsul a fost lungă. Da. Cam așa v-aș propune să abordăm această problemă de ce câți cum copii.